Vă invit să vă ridicați în picioare pe aceea care aveți cu voi scripturile. Vă rog să le deschideți împreună cu mine în Cartea Geneza, capitolul 13. Voi citi primele 12 versete. Pagina 13, Geneza 13, primele 12 versete reprezintă cuvântul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă pentru noi în această dimineață de părtășie. Avram s-a suit din Egipt în țara de la miază zi, el nevasă sa și tot ce avea împreună cu Lot. Avram era foarte bogat în vite, în argint și în aur, din țara de la miază zi s-a îndreptat și a mers până la Betel, până la locul unde fusese cortul lui la început, între Betel și Ai. În locul unde era altarul pe care îl făcuse mai înainte și acolo Avram a chemat în numele Domnului. Lot care călătorea împreună cu Avram avea și el oi, boi și corturi și ținutul acela nu îi încăpea să locuiască împreună, căci averile lor erau așa de mari încât nu puteau să locuiască împreună. S-a iscat o ceartă între păzitorii vitelor lui Avram și păzitorii vitelor lui Lot. Cananiții și feretiții locuiau atunci în țară. Avram a zis lui Lot, te rog, să nu fii ceartă între mine și tine și între păzitorii mei și păzitorii tăi, căci suntem frați. Nu-i oare toată țara înaintea ta? Mai bine, desparte de mine. Dacă apuci tu la stânga, eu voi apuca la dreapta. Dacă apuci tu la dreapta, eu voi apuca la stânga. Lot și-a ridicat ochii și-a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime, înainte de a nimici domnul Sodoma și Gomora până la Tsoar, era ca o grădină a domnului, ca țara Egiptului. Lot și-a ales toată câmpia Iordanului și-a mers prerăsărit, astfel s-au despărțit unul de altul. Avram a locuit în țara Canaan, iar Lot a locuit în cetățile din Câmpie și și-a întins corturile până la Sodoma. Amin. Vreau să vă reașezați. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom încheia seria de mesaje despre păcatele vorbirii. Am vorbit dățile trecute despre minciună, despre bârfă și acum vom vorbi despre ceartă. Vom vedea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu fiecare dintre noi despre acest subiect atât de întâlnit în viața noastră și anume cearta. Și în timp ce meditam la subiectul acesta, mi-am adus aminte că am citit la un moment dat despre o situație, s-au certat doi, sos și soție, și după ce s-au certat și au avut o ceartă puțin mai intensă, s-au hotărât să ia mașina și să plece puțin să se relaxeze, plimbându-se undeva cu mașina pe un câmp foarte frumos, bun înțeles pe, pe, șosea, dar și în stânga și în dreapta era un câmp foarte frumos, era așa o priveliște deosebită. Și la un moment dat, în liniștea aceea de mormânt, că niciunul parcă nu se dădea după celălalt, amândoi erau căpoși și îmbufnați, soțul pornește radioul la mașină. Soția, în doi timp și trei mișcări, oprește radio. -ul. Ce faci, dragă? zice, vrei să auzi pe cineva cântând? Nu vrei să vorbești cu mine? Și eu am început o nouă poezie. După aceea el, s-o stăpânit, că s-o stăpânit, o pornit din nou radio. -ul. Ea iars, oprește radio și se enervează și mai tare. În momentul respectiv, după ce îi face o mică oră de dirigenție, se duce el așa îmbufnat ca un prong nervos și a un dat vede niște măgari care pasc pe marginea drumului. Nu s-au simțit, nu s-au putut stăpâni și zice, uite-ți rudenile, dragă, ea simte că e foc, dintr-o dată roșiește, dar are inspirație din moment ce, da, e adevărat, dar sunt prin căsătorie. De acolo a început un nou show adevărat. Te mai ceri din când în când? Mai liniștit sau mai aprins? Cum te simți după ce te ceri cu cineva? Că soția, că e soțul, că e fiul tu sau fică, ta, că un coleg? că e un vecin care parchează pe locul tău, că e unul care te ispitește dis de dimineață când se ziua mai dragă, că stai calea pe șosea. Cum te simți după te ce te cerți cu cineva? Care este starea ta de spirit? Mai mult, ai vrea să scapi de ispita aceasta de a te certa așa foarte repede, să fii mai stăpân pe tine? Pentru că Înțeleptul Solomon spune în Cartea Proverbelor, cel mai înțelept om care a trăit vreodată pe pământ, că omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără porți. Și de multe ori ni se întâmplă, te minunezi din ce, să avem discuții soțul cu soția, după aceea două zile îmbuvnați, unul într-o parte, unul în cealaltă. Motive nenumărate de rugăciune, Doamne, dar nu lăsați să-și bată joc de viața mea. Intervină Iisuse Hristose. Apoi, supărați poate cu socrii, supărați cu părinții, supărați, nu știu, cu cineva la serviciu când îl vezi te ia cu tensiune, cu 2,80. Și ne distrugem sănătatea, ne distrugem liniștea și pacea. Și problema aceasta certului este o problemă care ne abordează pe fiecare dintre noi. Se pune o întrebare, cum să spui stop certurilor? Pentru că certurile nu sunt bune, ne fac viața dificilă și în familie, și în biserică, și în societate. Certurile ne macină liniștea și pacea. Cum să spui stop certurilor? În primul rând, conștientizează că relațiile sunt mai importante decât lucrurile. Dacă vrei să spui stop certurilor din viața ta, din familia ta, din proximitatea ta, realizează faptul că relațiile sunt mai importante decât lucrurile. În dimineața aceasta am citit despre un om pentru care relația cu nepotul său cu Lot a fost mai importantă decât toate turmele lui, decât toate uh, proprietățile lui, decât toți banii din lume. Pentru el, relația cu Lot a fost mult mai importantă decât lucrurile materiale. Tocmai de aceea îi spune Lot, să nu fii ceartă între mine și tine, că suntem frați. Hai să găsim o soluție care să aducă pace între noi. Hai să ne înțelegem bine, să ne păstrăm relația. Niciodată nu o să poți evita o ceartă zdravănă, nici în familie, nici la locul tău de muncă, nici în societate, dacă pentru tine lucrurile sunt mai importante decât relațiile. Dacă mașina e mai importantă decât nevastăta, ta, dacă apartamentul sau casa e mai important decât bărbatul tău, dacă acel concediu pe care ți-e greu să ți-l permiți e mai important decât toți copiii tăi și decât toată familia ta, fie că e nevastă, fie că e bărbat, să știi că o să ai probleme foarte serioase și nu o să poți conteni în a te certa. În momentul în care pui lucrurile mai presus de relații, dragul meu, ești pe punctul de a intra într-o ceartă zdravă care nu se încheie sub nicio formă cu pacea Domnului. Primul lucru pe care trebuie să-l faci și pe care trebuie să-l fac ca să spunem stop certurilor din viața noastră este să realizăm faptul că relațiile sunt mai importante decât lucrurile. Uitați-vă la Avram, de dragul relației bune cu Lot este dispus să-i ofere acestuia posibilitatea să aleagă cea mai mănoasă câmpie malurile Iordanului, unde turmele puteau să-i pască în liniște, în voie, unde era siguranță, unde putea să-i prospere businessul. Tocmai de aceea e liniște și pace între Avram și Lot, pentru că pentru el relația cu Lot e mai presus de câștigul financiar. În contrapartidă îl găsim pe fratele mai mare din pilda fiului risipitor. Se întoarce fratele său acasă după ce o spart toți banii lui taică sus, se întoarce zdrențuit, se întoarce vai de capul lui și mare petrecere. Și în timp ce e mare petrecere, se întoarce băiatul ăsta de la lucrul câmpului, băiatul mai mare. Și aude muzică și voie bună. Și începe să fie contrariat. Când am plecat azi dimineață, zice, la lucru era liniște, era pace, tata dormea bine, era un om harnic. Ce se întâmplă aici? Și vine un slujitor și parcă să-i facă în ciudă, îi zice, auzi, a venit frate tău acasă. Nu, asta, cu asta până ce e ok. Și tai că tu i o tăiat vițelul cel îngrășat. Și asta îl supără. Zice, dar hai că te așteaptă la masă. Și el nu vrea să intre la masă și vine tata afară și îl poftește și îl roagă, hai te rog la masă. Și el, nu, băiatul acesta ți-a spart averea cu femele desfrânate, ne-a făcut de tot râsul și tu, tată, i-ai tăiat. Ce ai tăiat? Vițelul cel îngrășat. Pentru băiatul acesta, vițelul îngrășat a fost mai important decât relația cu taicăsu sau relația cu fratisu. Frații mei, el a ajuns să se certe cu taicăsu foarte zdravă, să-l certe pe taicăsu, să-l jignească, să-l umilească. Ce poate fi mai jignitor pentru un tată decât să-i jignești copilul? Ce poate fi mai umilitor pentru o mamă decât să-ți ba joc de fata ei? Nu există ceva mai mare. Când i-a spus ăsta, desfrânat ăsta, ți-o mâncat toată averea cu femeile desfrânate, o simți că e răsucește un cuțit în inimă. E un zdrențuros, vai, de capul lui și tu îl primești, tata, îi faci sărbătoare, îi dai un vițel, junghea, nu se poate așa ceva. Și tata este certat, este jignit și toate acestea pentru că pentru fiul mai mare, vițelul este mai important decât fratele și relația cu tata. Pentru că pentru băiatul acesta, acum pentru cei mai mulți astăzi, lucrurile sunt mai importante decât relațiile. De ce se ceartă soțul și soția și nu ai o pace? Pentru că lucrurile materiale sunt mai importante decât lucrurile relaționale dintre ei. De ce nu se înțeleg astăzi cum între ele, cum nații nu se mai înțeleg? De ce se bat oamenii? De ce merg pe la tribunale și se acționează unii pe alții în instanță pentru o palmă de pământ? Pentru că lucrurile materiale sunt mai importante decât relațiile și de asta se ceartă, de asta au probleme cu tensiunea, de asta după aceea dau un diabet, de asta după aceea n-au liniște și pace, după aceea mor mai toată ziua ca un urs prin pădure, colo prin casă, prin apartament. Trântesc cușele când nu mai bagă nevasta în seamă că s obișnuit cu mofturile lui ca să simtă prezența și să-și facă simțită prezența, face câte o bocă, nu mai trânteaște ușa, mai sparge câte o farfurie, să atragă atenția. Iubiții mei, relațiile sunt mai importante decât lucrurile și dacă vrem să avem pace și liniște la noi acasă, la locul nostru de muncă, pe șantier, la birou, oriunde suntem, trebuie să prioritizăm relațiile mai mult decât lucrurile. De ce sunt așa de importante relațiile? Pentru că relațiile ne oferă creșterea de care avem trebuință. Dumnezeu a pus lângă noi o familie, Dumnezeu a pus lângă noi o biserică, Dumnezeu a pus lângă noi anumiți colegi ca să ne ofere creștere spirituală, creștere emoțională, creștere socială, creștere profesională. E o vorbă din popor care ne spune să-mi zici cu cine te însoțești, ca să spun cine ești. Omul, spun siologii, este suma celor mai importante cinci persoane din viața lui. Cine sunt cei mai importanți oameni din viața ta? Ei, oamenii aceia îți oferă creștere când îl vezi pe unul că se roagă, că citește Biblia, că postește prin drag de Dumnezeu. Când îl vezi pe un om că este descurcăreț, că știe cum să se descurce în viață, mă, te inspiră și pe tine. În relații primești creșterea necesară. De aceea, de asemenea, sprijin. Oamenii cei mai puternici, oamenii aceia de oțel, au momente în care sunt neașteptat de slabi. Dom'le, te uiți la unul care pușcă dintr-o dată și zici, pe da, ce s-a întâmplat? Că acum numai, o chestie măruntă a fost. Dar m numai s-au adunat foarte multe și au fost lucrul care efectiv l-a dus la explozie. Pentru că fiecare dintre noi avem momentele noastre de presiune și viața este grea. Și viața e frumoasă, dar are și dificultăți. Și atunci, în momentele grele, ai nevoie de un sprijin. Cel mai mare sprijin pentru sos trebuie să fie soția. Cel mai mare sprijin pentru soție trebuie să fie soțul. Cel mai mare sprijin pentru copil, că e bun, că are momente de tăcere, trebuie să fie tata și mama. Cel mai mare sprijin pentru tată și pentru mama, nu trebuie să fie frații, surorile din adunare, nu trebuie să fie colegii de serviciu, nu. Cel mai mare sprijin pentru tată și mamă e fiul și fica. Zice Iacov, cine nu poartă de grijă de taică su și maică sa, e ca unul care s-o le de credință, domnule. Nu are nicio valoare spirituală. Adică Dumnezeu ne-a dăruit părinți ca să avem grijă de ei, să-i respectăm, să-i tratăm frumos. Avem nevoie de sprijin. Relațiile sunt importante pentru că ne oferă creștere. Relațiile sunt importante pentru că primim sprijin în familie și, de asemenea, sănătate. Nu știu dacă știți, cele mai citite articole la ora actuală sunt despre o viață lungă, sănătoasă și fericită. Toată lumea se gândește cum să mănânce mai bio, cum să facă mai mult sport dacă se poate, fără prea mult efort. Apropo, asta se face sport, doar stai și te prelucrează aparatele, nu știu cât e de așa. Dar toată lumea ar vrea să arate bine, să o ducă bine, cu cât mai, multă, cu cât mai puțină muncă. Era zic, cât mai multă muncă. Nu prea de casă bună asta. Toți am vrea să luăm cele mai bune note fără să ne dicteze Domnul direct din cer, dintr-o dată să te simți că ești impecabil, că n-ai nicio problemă. Toți am vrea să facă Domnul numai semne și minuni. Domnul le face, dar unii mai zice, mai fă și tu câte ceva. Să le lucreze Domnul potrivit nevoilor noastre, slăvi să fie Domnul. Și uitați-vă să vedeți, toți vor sănătate lungă, să te simți bine. Ei, rețeta sigură, cel mai important ingredient pentru o viață longevivă, pentru o viață fericită, pentru o viață împlinită, nu e dieta, chiar că e importantă, nu e sportul, chiar că e important, chiar zic foarte important. Cel mai important lucru, știți care este? Relațiile bune. Adică dacă tu te înțelegi bine cu nevastă ta, cu bărbatul tu, cu socrite, cu părinții te, cu nații, cu natele, cu frații, cu tot ceilalți, te simți foarte bine și trăiești mai mult. Sunt studii de specialitate. Dacă ești un căpos, o căpoasă care toată ziua îmi pun și pun pe altul, e stresat de noră, e stresat de gine, de pruncă, nu, nu știu, nu a te ascultă. De ăla că stai e calea, că patronul ți-o tăia din salar, că angajatul nu muncea, te zici, Doamne, de aș putea sparge roata. Și te gândești la ăla și ăla, nu știu, nu da pacea Domnului cum aș fi vrut eu cu mine. Știi ce se întâmplă? Îți maci în sufletul și treci mai puțin nu? Vrei viață fericită, vrei viață lungă? Soluția, spun experții, este să fii un om de pace. Dar știi ce e frumos Când ai de a face cu un om toxic, care toată ziua e nemulțumit, nemulțumit de Dumnezeu, de soare, de vreme, de toată lumea, mă, te cuprinde disperarea. Dar e altceva mai, mai tragic decât disperarea, că disperarea e vorba aceea, trai existențial. Știi care e problema? Te cuprinde și pe tine nemulțumirea. Apoi de ce nu-i mai multă apă în pahar? Apoi de ce nu-i soare mai mult? Apoi de ce e așa mult soare? Ar trebui să fie câte o leacă de ploaie. Și totalmente, totalmente ne Și asta îți în sufletul. Frații mei, surorile mele, dragi prieteni, e foarte important să înțelegem dacă ne dorim să avem pace, liniște în casă, în biserică, la locul nostru. Că știți cum trebuie să ne ducem noi la lucru? Cum ne-am duce în concediu? <laughs> nu mă credeți. <laughs> Bag de seamă că aveți încercare. Dar așa ar trebui să fim. Când vii acasă să te bucuri. Să te bucuri să Mă, o veni soțul acasă. O veni tata acasă. Să ne bucurăm când venim la adunare. Să ne bucurăm când ne vedem unii pe ceilalți. Să avem relații frumoase. Dar asta se va întâmpla atunci când pentru noi relațiile sunt mai importante decât lucrurile. Cum să spui stop certurilor? În primul rând, conștientizează că relațiile sunt mai importante decât lucrurile, pentru că prin relații crești, în relații prime sprijin necesar și foarte important, dacă ești un om cu relații frumoase, bune, vei trăi mult și bine pe pământ. Domnul să ne ajute la aceasta. Doi. Cum să spui stop certurilor? Înțelege care sunt adevăratele probleme și caută să le rezolvi. Înțelege care sunt adevăratele probleme și caută să le rezolvi. Spune Scriptura că ei se ceartă slujitorii lui Lot cu slujitorii lui Avram. Se pare că de la slujitorii lui Lot a pornit tot uh, conflictul respectiv. S-au uitat așa la niște miorițe pe acolo, nu știu care a cuis. Ba e lui Avram asta, ba nu, asta e al lui Lot. Va asta e ea... Nu, și s-a început să se certe. Și era situația în care gata, gata, să se certe chiar și Avram cu Lot. Dar Avram, prietenul lui Dumnezeu, om cu experiență în viață, constată care e adevărata problemă. Știți care a fost adevărata problemă? Nu că au trecut oițele lui Lot sau le Avram într-o altă tabără, în cealaltă tabără, nu faptul că, știu eu, o mugi prea tare vacile, nu faptul că nu știu, ori avut ei anumite neînțelege de astea teritoriale. Nu asta a fost adevărata problemă. Adevărata problemă a fost faptul că erau așa de binecuvântați de Dumnezeu, erau așa de bogați, spune Scriptura, încât cei doi nu puteau să locuiască în același loc. Adică atât de mult le-a dat Dumnezeu binecuvântări materiale, încât nu aveai, domne, cum să stai pe același teritoriu, să faci business împreună. Nu mai puteau să fie asociați, și trebuia fiecare să meargă pe drumul lui. Asta a fost adevărata problemă. Și Lot înțelege că problema nu reprezintă Avram înțelege că problema nu reprezintă slujitorii lui Lot sau știu, miorițele sau oile sau boii sau caprele sau măgarele, nu. O înțeles că adevărata problemă este faptul că amândoi sunt binecuvântați de Dumnezeu foarte mult și ei nu mai pot să fie asociați în business. Și atunci trebuie fiecare să meargă pe drumul lui. El a înțeles care a fost problema și a putut să o rezolve, pentru că și-a dorit să o rezolve. În contrapartidă cu el, regele David n-a înțeles care este problema din căsnicia lui, din familia lui. David a avut multe neveste, pe lângă că era un om pocăit, avea și multe neveste și a avut foarte mulți copii. Și marea lui problemă în vremea respectivă se preta, acum nu se mai pretează, s-a schimbat și s-a revenit la tiparul din creație. Dar în vremea respectivă a fost o rătăcire și era o perioadă în care Dumnezeu a mai îngăduit lucrul acesta pentru un anumit timp. Între timp, Hristos și apostolii Domnului reglementează ca fiecare bărbat să-și aibă soția lui și fiecare soție să-și aibă bărbatul lui. Dar în vremea respectivă era obiceiul acesta împărații să aibă mai multe neveste. Și având mai multe neveste, au avut și mai mulți copii. Marea problemă a lui David a fost faptul că el nu s-a ocupat de copiii lui. Avea foarte multe de rezolvat, era foarte preocupat de războaie, să-și extindă granițele, cel mai mare împărat al lui Israel, un om foarte puternic, dar nu a avut timp de copiii lui. Și apoi mamele, pentru că fiecare răvnea la împărăție, băgea intrigi între copii. Așa se face că Amnon, fiind întâlnul născut, are impresia că el trebuie să conducă poporul Israel, că el trebuie să fie moștenitorul la tron. Absalom este al treilea și, și el o tânji după împărăție. Dar ce se întâmplă? La un moment dat, Amnon o zărește mai bine pe Tamar, sora de mamă și de tată a lui Absalom, și înșenează acolo chestiune și apoi o violează. În momentul în care o violează, spune scriptura, regele David află, se mânie foarte tare dacă am atât e tot ce face David. Nu încearcă să medieze relația dintre ei, ci David se mânie, probabil eu mi l-am imaginat, că o dată acolo cu lucruri de pământ, prin cabinetul lui de împărat, s-o enervat, o fi strigat la unul, la altul, gata, nu știu ce fac, dar nu o căutat să medieze relația dintre uh, Amnon și Tamar, de exemplu. Ok, s-a întâmplat tragedia aceasta, cum vă pot pune să vă înțelegeți că sunteți frate și soră? Mai mult. Tamar avea un frate foarte războinic, cu asta nu era bine să te pui, era foarte frumos, perfect, cel mai frumos bărbat din Israel, dar era un om foarte năvalnic, un om foarte puternic. Și interesant, ceea ce trebuia să-i atragă atenția lui David, dar nu i-a atras atenție, că pe moment nu are nici o reacție dar nu are nicio reacție vizibilă, dar el în sufletul lui concepe planul. Știu ce am să fac. Plănuiesc totul și îl execut. Pentru că văd că tata nu face absolut nimic. S-a așteptat să-l cheme taică pe amnon, să discute cu el, să-l mustre, să caută, să remedieze relația dintre ei. Dar nici vorbă. Da, are alte treburi. să enervează foarte tare și apoi își vede treaba lui. Trei doi ani de zile și Absalom îl omoară pe primul întâi născut, primul copil al lui David, pe Amnon îl ocide. Apoi David în supărarea lui iar trântește, iar fumegă, iar explodează și îl caută pe Absalom, efectiv îl caută, care fuge uh, la bunicul lui, îl caută ca să-l execute. Și de acolo urmează alte probleme după aceea. Băiatul acesta îl va detrona pe David la un moment dat. Băiatul acesta îi va face viața grea lui David. Va ajunge să fie omorât de Ioab, verișorul lui David, unchiul lui. Și de asemenea va ajunge în situația în care David va spune Fiul meu Absalom, fiul meu Absalom, de ce n-a murit eu în locul tău? Știți ce îmi spune -mi lucrul acesta? David realizează prea târziu care sunt adevăratele probleme. Problemele nu au fost răzvrătirea, nu știu, lui Absalom sau Tamarei, nu au fost violul Uh, lui Amnon, adevărata problemă a fost tensiunea dintre copii E adevărat, nu s-a ocupat de copilul. Aici a fost marea problemă S-a ocupat de împărăție, s-a ocupat de lucruri frumoase Dar nu și-a făcut timp de casa lui Și un om care are succes din punct de vedere profesional Dar falimentează în familie Este un om care are cel mai mare faliment Ce poate fi mai important decât să-ți vezi copiii cu minte Să-ți vezi copiii în casa lui Dumnezeu Ce poate fi mai important decât să-ți vezi copiii tăi pe un drum bun în viață David falimentează la capitolul acesta pentru că nu vede care este adevărata problemă. Adevărata problemă era neînțelegerea, era lipsa de armonie dintre copiii lor, faptul că fiecare era pe drumul lui în viață, faptul că n-a căutat să facă pace și unitate între copiii lui. E foarte important să înțelegi care sunt adevăratele cauze, adevăratele probleme și să cauți să le rezolvi. Asta înseamnă interes. Ca să poți să rezolvi niște probleme, e nevoie de interes. Să-ți dorești cu adevărat să rezolvi problema aceasta. Poți să zică că nevasta cât ar zice, bărbatul cât ar zice, tata, mama, colegii, dacă tu nu-ți dorești să-ți rezolvi problema, niciodată nu o vei rezolva. Câtă vreme tu nu-ți dorești să-ți rezolvi problema, niciodată nu o vei rezolva. Apoi este nevoie de comunicare. De unde să ghicească celălalt cam ce-ți dorești tu? are dar poate de descoperire. De unde să ghicească ce ai vrea tu să facă, cum ar vrea să poarte, care sunt dorințele tale, așteptările tale. De unde să-și dea seama de lucrurile acestea? E foarte important dacă tu ai interesul să rezolvi conflictul respectiv, să faci un pas mai departe și să comunici deschis cu el. Mă uite, nu-mi place asta la tine, draga mea soție, nu-mi place asta la tine, bărbatule, nu-mi place asta la tine, tată, mamă, colegule, uite, suntem aici colegi de birou. Hai să vedem să ne înțelegem ca oameni normal la cap. Hai să ne înțelegem, nu știu, suntem asociați într-un business. Bă, hai să mergem amândoi în aceeași direcție. Hai să nu fim unul cea, unul hoi că nu merge nimic. Cum arată familia în care bărbatul face o chestie, nevasta e de la picioare? Cum merge o firmă în care un asociat zice, face așa, celălalt e pe contre? Domnul se duce în cap. Zice Scriptura foarte frumos, pot merge doi oameni pe un drum dacă nu se învoiesc mai întâi? ca să-ți poată prospera familia, munca, businessul. E foarte important să comunici și să meargă în aceeași direcție oamenii. Frații mei, e nevoie de interes să ne rezolvăm problema. Este nevoie de comunicare, să știm unii de la ceilalți ce, ce așteptări avem. Și e nevoie de empatie, adică să te pui în papucii celuilalt. Mă, ce vrea omul acesta? Ce simte el când eu mă răstesc la ea? Ce simte ea, nu știu, când eu o jignesc? Ce simte soțul când eu îi trântesc ușa nas? Ce simte soțul meu, ce simte copilul meu, ce simte soacra mea, ce simte tata? Cum se simt ceilalți la locul meu de muncă când eu mă port cum mă port? E nevoie de interes, e nevoie de comunicare, e nevoie de empatie ca să-ți poți rezolva problemele. Să fi trecut o 7-8 ani, eram undeva în Europa și un frate mi-a spus că avea neînțelegeri cu soția lui. Și la un moment dat nu știa cum să rezolve problema. Orice făcea el, domne, ea totdeauna era pe contre. Dacă lua decizie, nu era bine. Dacă cumpăra, nu știu, ceva, nu era bine. Tot timpul era pe contre. Și zice, m-am tot gândit cum să rezolv situația aceasta. Mă parcă era efectiv pusă pe contre să-mi facă viața dificilă. Și atunci mă enervam și eu, țipam și eu, țipa și ea, eram câte o săptămână supărați unul pe celălalt. Și m-am tot gândit, domne, de unde e toată tensiunea aceasta? Și am început să mă rog și să mă rog, doamne, luminează mintea să știu de unde e toate problemele acestea între noi. Suntem căsătoriți de câțiva ani și uite, Doamne, am ajuns să ne certăm și nu ne mai înțelegem sub nicio formă. Îmi iubesc soția, ea mă iubește pe mine, dar uite câte certuri avem, Doamne, cum să rezolvăm situațiile acestea? Care e de fapt adevărata problemă? Și m-am rugat și am meditat și m-am gândit și în cel din urmă Domnul mi-a descoperit care este adevărata problemă. Și spune, frate Dan, fiind un muncitor, eram angajat la cineva și patronul meu trăgea foarte mult de mine și munca, munceam foarte mult și 14 ore pe zi și 16 ore. Fiind în Europa, trebuia să-mi plătesc chiria, trebuia să-mi plătesc utilitățile, efectiv avea nevoie de bani și am muncit atât de mult încât efectiv cumva m-am deconectat de la nevastă, m-am deconectat de la copii, m-am deconectat și de la biserică și n-am făcut altceva decât muncă, pentru că șeful meu trăgea foarte tare de mine. Munceam 14-16 ore până nu mai vedeam bine. Și am realizat că, de fapt, soția mea e tot gică contra în toate, pentru că se simțea neglijată de mine, simțea că nu pun preț pe ea. Și am înțeles un lucru, dacă vreau să am o căsnicie bună și o să nu ne certăm, să avem liniște și pace, trebuie să țin cont de nevoile ei. Mă, vrea mai multă atenție, trebuie să-i ofer mai multă atenție. Și frate zice, am început să schimb placa și am început să-i acord mai multă atenție soției mele, și relația noastră s-a îmbunătățit extraordinar de mult. Și avem o căsnicie frumoasă și ne înțelegem și avem pacea lui Dumnezeu. Eu așa zice, mi-am depășit conflictul din familie pentru că am ținut cont de adevărata problemă. Mă, ce își dorește nevastă mea? Își dorește mai mult timp cu mine. Să ne rugăm, să ne plimbăm, să stăm cu pruncii, pum, hai să încercăm să facem lucrurile acestea. Și frate Dan zice, s-au rezolvat conflictele. Care sunt adevăratele probleme? Un copil care trântește ușa în nas. Poate nu se simte băgat în seamă. E așa de trist, eu tot aud tați, mame, care laudă pe prunci altora. Dumnezeule mare, apoi ce dă Apoi ce extra, descurcăreți. Apoi, și de, de, atât, dar tu ce zici? Mă, mi au lăudat unul pe prunci altuia, așa i o lăudat, i ridicat până în cer. Eu după aia eu dus în America, era să zic și o altă țară care nu la modă cum să o zici. Eu, eu dus apoi prin Europa și zic, mă, dar păi de-a tăi n-ai zis nimic. Nu zice să nu-și nasul la portare normal e să și pe feciorul tău. Mă, bine să lauși și pe alții, dar laudă și pe tău. Apreciază-l și pe tău. Bă, ce nevastă ascultătoare, iubitoare. Dar pata de ce nu lauzi? Poate nu se simte apreciată. Da, bărbat. Bă, ce bărbat de Bă, ce, pune în mâna imediat să face, să transformă în aur, dolar și euro și lire, sterline. Dar am eu inătăfleață. Laudă-l pe atău, așa cum e. Slavă Domnului, că tăi lăudându-l, prinde curaj. Și o să vezi ce de să îl face Domnul Iisus. Uh, Auzi, eu îl critic să nu și-a la portare. Și nu aveți după aceea că critica devine un fel de obligată. Noi când eram mai tineri, jucam obligată la fotbal. Obligată înseamnă că trage fiecare părând. Și atunci când unul ratează, parcă nu ești așa de stresat. Da, și mai încet dacă e cazul. Dacă unul dă gol și ești obligat, ce faci? Când o pleznești odată, zici, ori dau gol, ori dau peste portă. Și din luna a doua. Și atunci atragi foarte tare și devine obligată și în viața de familie. Frații mei, surorile mele, e nevoie să înțelegem care sunt adevăratele probleme. Poate copiii noștri nu se simt valorificați, nu se simt apreciați, nu simt că le acordăm atenția necesară. Poate cineva din proximitatea ta, un coleg, nu simte din partea ta respectul necesar, prețuirea respectivă. Caută să vezi care sunt problemele, să-ți dorești să ai relații bune cu cei de lângă tine. Caută să faci un rai al lui Dumnezeu în casa ta. Caută să ai relații bune cu surorile tale, cu nații tăi, frații tăi, să te înțelegi bine cu socrii, să fie o binecuvântare când mergi la ei în vizită, să se bucure că te văd, să te înțelegi bine cu toți cei din zona ta. Eu, când mă uit la e un om care nu se înțelege bine cu cei din casa lor și văd așa mi cu toți ceilalți, zic, bă, are probleme serioase. Cum să te înțelegi tu cu frații de adunare când tu ești la cuțite cu socră Și cu maica ta? Și cu frață? Și cu surule? Pocăință înseamnă să fim pocăiți la noi acasă în primul rând. Și să fim oameni de relații bune cu cei de lângă noi. Doamne, ajută-ne la aceasta. Să fim oameni cu relații bune. Să înțelegem care sunt adevăratele probleme și să căutăm să le rezolvăm. Având interes, comunicare și empatie. 3. Cum să spui stop certurilor Stabileșteți granițele relaționale pentru a evita escaladarea. Stabileșteți granițele relaționale pentru a evita escaladarea. Eu o vorbă din popor în Oltenia, îi se spune, lasă-le încurcate. Când am preluat prima biserică în sectorul pastoral la 23 de ani, mi-a spus un frate, conducător de biserică, frate Dan, zice, îți dau un sfat. Ține-l minte toată viața ta, eu, zice, l-am aplicat și n-am avut cazuri. Lasă-l pe Domnul să rezolve problemele și lasă Domnul să lucreze în timp că lucrurile se rezolvă de la sine. Unele se rezolvă, dar cele mai multe nu se rezolvă. Și pe măsură ce timpul trece, lucrurile se acutizează tot mai mult, conflictele devin tot mai mari. Dacă ai avut o discuție cu soția și n-ai căutat să rezolvi lucrurile imediat cu soțul, cu soacra, cu mama, cu un frate, cu o soră, un coleg, cu cât trece timpul mai mult, cu atâta se adâncește conflictul respectiv. Frații mei, mele, e foarte important să înțelegem lucrul acesta, să ne stabilim granițe relaționale pentru a evita escaladarea. M-am uitat în Scriptură la un om care n-a văzut granițele necesare. Uh, Uitați-vă, numele lui este Iefta. Iefta nu vede uh, granițele ca fiind importante, dar de fapt nu văd nici fratiții ca fiind importante granițele relaționale. Se duce la război, vine fratiții, fac scandal, în cel din urmă... Uh, Iefta ia decizia, domnule, trebuie să intrăm la război. Și când e război, pierde toată lumea. Vine fratiții și spun, auzi, Iefta, vrem să dăm foc casei tale. Mai imaginează că cineva vine și spune, vreau să-ți dau foc casei tale. Nu te simți bine. Dar nu se opresc, că zice, vrem să-ți dăm, foc și, uh, să dăm foc și ție în casa ta. E foarte important lucrul acesta. Să dăm foc, zice, și casei tale, dar să-ți dăm foc și ție. Iubiții mei, în cel din urmă apare conflictul între ei, devine o problemă foarte serioasă, mor mii, zeci de mii de oameni din ambele tabere. Pentru că oamenii nu stabilesc granițe relaționale. Câte vreme n-ai granițe relaționale, nu o să fie pace, nu o să fie liniște în familia ta, nu o să fie liniște și pace în căsnicia ta, nu o să ai pace și liniște nicăieri. Am băgat de seamă tot din experiența de viață că oamenii cei mai dulci sunt oamenii cei mai acri, cu cele mai multe frustrări. Când vezi pe cineva că toată ziua țucă până pe altul, domne, nu știu cât, omul ăla e cel mai acru, omul acela are mari probleme comportamentale. În anii de pastorație, slujesc acum de aproape 20 de ani ca pastor, am văzut totdeauna oamenii care sunt cei mai dulci, ascund cel mai multe mărăciuni, și sunt oamenii cei mai dificili în viață. Și atunci te uiți în felul următor, domnule, ai de -a face cu astfel de oameni. Cum să te raportezi la ei? Cum să te raportezi la oamenii aceia care toată ziua, nu știu, s la un moment dat nu ți-ar da pace la început, după aceea din prietenii cei mai buni devin adversarii tăi. Ți-ai deschis sufletul față de ele, ai spus un secret al tău, o taină, un ecaz. În momentul în care n-ai dat pacea Domnului cum a vrut el, dintr-o dată te vorbește de rău în stânga, în dreapta. Cum să te înțelegi cu astfel de oameni? Cei mai mulți oameni au conflicte în căsnicie pentru că n-au măsură. Acum aș iubesc nevasta, acum o înjură, acum o ia în brațe. Acum, vai de capul meu, acum e cea mai minunată femeie, acum e cea mai rea femeie. Acum tata e cel mai minunat om. Mă, peste o săptămână, tata e nu știu cum, socra, mă, ce socră minunată. Peste o lună, la cuțite cu socra. Cei mai mulți oameni au probleme. Probleme mari relaționale, conflicte în familie, conflicte la locul de muncă, pentru că nu au relații măsurate, pentru că nu au relații echilibrate. Stabilește-ți niște granițe relaționale. Înainte să te apropii prea mult de un om, încearcă să-l cunoști. Nu te apropia prea mult de un om până nu ajungi să-l cunoști. e o vorbă adevărată care spune, ai nevoie să mănânci un sac de sare cu un om. Lasă să treacă câteva luni de zile, câțiva ani de zile ca să-l cunoști pe un om. Pentru că toată lumea la început este amabil, prietenos. Lasă să treacă proba timpului să vezi că este un om de onoare un om care atunci când se enervează și păstrează cumpătul. Să vezi cu un om care atunci când spune ceva, spune frumos, nu te împreteni imediat cu cineva și îți deschide tot sufletul în fața lui. Pentru că oamenii aceia s-ar putea să-ți devină cei mai mari vrășmași de mâine și să-ți facă necazuri în familie. Imaginează-ți că discuți ceva cu unul ăsta care slobo la gură și unul ăsta care e imediat conflictual și ai spus ceva din sufletul tău, poate o neînțelegere pe care o ai ta, poate cu cineva dracție. Și imaginează-ți în momentul doi spune în stânga, în dreapta și aude omul respectiv, mă nici o zis despre tine. Stabilește-ți granițe relaționale. Fii un om care stabilește relațiile potrivit nevoilor tale și fii un om care cau să cunoști oamenii înainte să-ți deschizi sufletul înaintea lor, pentru că altfel vei avea nevoi și vei avea probleme foarte mari. Sunt momente apoi în viața noastră când simțim că luăm foc. A fost în viața ta în momente când ai simțit că ai luat foc. Mă, nu știu ce o zi nevastă, dar și dintr-o dată ai simțit că explodezi. Nu știu ce o zis pruncul și dintr-o dată ai simțit că explodezi. Nu știu ce o zis cineva la serviciu, dintr-o dată ai simțit că explodezi. În momentul acela, simți că îți crește tensiunea. Nu ca să te liniștești, să -i iei o pauză. Sunt momente în care e foarte important să zici, auzi, mă duc la cei 5, 5 minute să mă liniștesc. Sau efectiv să, să, te gândești la altceva. Pentru că dacă nu e o pauză în momentul acela conflictual, știi ce se întâmplă? Vei ajunge să îți dai drumul la supărare și vei ajunge să spui cuvinte pe care le regrezi după aceea. Apoi e nevoie de respect. Totdeauna i-am îndrăgit și am prețuit pe oamenii care știu să respecte. Adică oamenii care se raportează la tine cu respect, oamenii care se trag cu tine de după două, trei întâlniri, știi care sunt oamenii aceia? Care nu se știu respecta nici pe ei înșiși. Și oamenii aceia care sub masca, nu știu, frăției, își permis să te jignească, să facă tot felul de cuvinte proste. Păstrează distanța respectului cu oamenii. Vrei să nu te uh, simți toată ziua angrenat în tot felul de conflicte, respecte pe oameni, dar cere respect. Eu sunt convins că dacă îți vei respecta Socru, îți vei respecta Nora, îți vei respecta șeful, patronul, vei, vei trata lucrurile cu seriozitate, vei fi punctual, ce ți va da de lucru vei face, vei fi un om care îi vei aprecia munca, vei urma deciziile lui, șeful tot îi va aprecia. Fii un om care respect pe ceilalți, vorbește frumos despre ceilalți, vorbește frumos cu ceilalți și în același timp cere respectul celorlalți. Un om care nu știe să te respecte, este un om care nu merită să-ți pierzi timpul, ascultă-mă. Pentru că omul acela îți va face multe necazuri. Dacă nu există respect într-o Căsnicie se duce în cap. Cum n-ai ce face? Ți-ai luat o frate, du-te până la capăt. Și sora mea la fel. Dar ascultați-mă, e foarte important respectul. Doi oameni nu se pot înțelege bine dacă nu se respectă unul pe celălalt. Respectul este crucial. Stabileșteți în relațiile tale respectul. Să respecti pe ceilalți, să le vorbești frumos, să-i tratezi frumos, dar la fel să aștepți respect din partea lor. Și încă un lucru, conviețuire. Asta este un secret al vieții, să învățăm să conviețuim unii cu ceilalți. Ce să faci dacă te enervează socra? Simplu. Nu mai mă duc altul la socra. De azi până vine Domnul Isus. Cum crezi că se simte soția ta dacă nu te mai duci la socra sa? Da, auzi asta ca asta. Cum se simte soțul tău dacă tu nu te mai duci la mama lui? Cum crezi că se simte? Văzut ai vreodată vreun soț pe care să-l decuplezi de părinții lui? Vădam eu o cunoștință care sunt a și a zis, mie nu-mi place de socră mea, măcar că socră s-a, știu eu, a crescut o crescut-o pe nevastă, mi mie nu -mi place, ce și eu, după ce mă însor, gata, zice, eu o desprind de, de mama sa. Nu mai știți ce s-a întâmplat, la un an de zile l-o desprins pe el de mama sa. Și au ajuns că niciunul nu se vizitează unii pe ceilalți. Nu-i bine așa. Iubiții mei, e nevoie să conviețuim socru și cum să te înțelegi cu socrul ta, cu socrul tău? Mă, și dacă nu sunt relațiile cele mai calde. Marea problemă la oameni este că niciodată nu poți să înțeleagă lucrul acesta. Domne, nu trebuie să fim cei mai buni prieteni, dar trebuie să ne înțelegem bine. În adunare, unii ar vrea să fie toată ziua prieteni intim. Bonhoeffer spunea în felul următor, dacă vrei să faci praf o biserică, încearcă să-i faci pe toți prieteni. Praf se alege de biserica aceea. Uh, nu știu, eu o să fiu cu socrul meu, să-mi spună toate secretele lui, sau Nora toate secretele. Și de aici apar multe conflicte. E nevoie fiecare dintre noi să înțelegem, domnule, trebuie să conviețuim împreună. Trebuie să conviețuim împreună. Asta este situația. Ajută-mă, te rog, puțin la pian și domnul să te binecuvânteze. Trebuie să conviețuim împreună. Asta e situația. Trebuie să ne înțelegem. Cum te înțelegi cu soacra, cu Socrumă. Mă, nu suntem cei mai buni prieteni, dar nu ne scoatem ochii. Dacă nu te înțelegi bine cu soacra, mai dui un buchet de flori, mai încurajează-o câteodată, mai sună-o câteodată, mai dorește cât e o orare frumoasă, caută să ai o relație bună cu soacra Niciodată nu vei putea avea o căsnicie bună cu bărbatul tu dacă tu nu-ți tratezi bine soacra. Ai 100%. Decât dacă ai un bărbat de la, din care faci tu lapte bătut și după aceea iar îți pare rău că n-ai bărbat în casă niciodată nu o să te poți înțelege bine cu nevastă ta, dacă nu te înțelegi bine cu surorile ei, cu frații ei. Adică când te însori, eu am înțeles că ți-ai luat-o pe ea de nevastă sau pe el de bărbat, dar nu l-ai luat de undeva și Dumnezeu cu milă, nu, te-ai băgat într-o familie. Trebuie să învățăm să conviețuim unii cu ceilalți. Mă, nu mi fi ce mai bun prieteni, dar hai să ne înțelegem, să avem relații frumoase. La serviciu, păi, când îl vezi pe unul, te apucă cu ispită. Ce faci? Nu te mai duci la lucru? Îți dai demisia, pe păi mor de foame. Vorba aceea că n-avem ce mânca, nici așa nu-i bine. Uh, mă enervează unul la adunare. Când îl văd pe fratele la frate, așa mă ispitește. Nici nu am chef să vin la adunare. Sora, când o văd pe sora, cât e de nealcoșă. Nu mai vin. Și zic, ok, stai acasă. Și nu-ți mai găsești nicăieri locul. Și ești un om care efectiv ești fugar, nu te mai simți împlinit. Pentru că marea problemă astăzi este că oamenii nu învață să conviețuiască împreună. Adică, mă, asta e viața, nu ți-or plăcea toți din adunare, dar îți plac alții. Dar trebuie să ne înțelegem toți bine. Nu-ți plac toți de la locul tău de muncă sau de pe stradă, dar mă, nu te muți după stradă că unul, știu, nu-ți dă bună dimineața. Nu-ți place, nu știu care, mă, asta e viața, dar trebuie să conviețuim împreună, trebuie să ne obișnim să trăim împreună, mă, asta e situația. Soțul, soția, copiii, părinții, Poate nu ar fi relațiile cele mai calde, dar să fie relații frumoase, conviețuirea este foarte importantă. Oamenii zmăcinați, amărâți, stresați, pentru că nu pot să conviețuiască împreună. Cum să spui stop certurilor? În primul rând, conștientizează că relațiile sunt mai importante decât lucrurile. În al doilea rând, înțelege care sunt adevăratele probleme și caută să le rezolvi. Și trei, stabileșteți granițe clare, relaționale, pentru a evita escaladarea. Poartă-te frumos cu oamenii, tratează-i frumos, fie o binecuvântare pentru ei și ai pretenția aceasta, ca oamenii să fie onești cu tine, să fie sinceri și să te trateze frumos. Pocăință nu înseamnă ca fiecare să facă ce-i taie capul. Pocăință înseamnă că Dumnezeu îmi schimbă mie comportamentul ca eu să fiu o binecuvântare pentru celălalt și să fim o binecuvântare unii pentru ceilalți în familie, în societate și în biserică. Povestea odată un frate că a avut mari probleme cu taică nu se înțelegea nici cum cu taică și uh, zicea tata câte o chestie, ziceam și eu și la un moment dat nu-i mai răspundeam lui tata la telefon, tata era foarte supra pe mine, mi-au tăiat banii și în momentul acela au izbucnit un conflict mai puternic între noi, pentru că nu mai aveam bani. Și zice, frate, dar am venit la biserică și am auzit o predică din cuvântul lui Hristos care spunea așa, tot ce voi să vă facă voi oamenii, faceți-le mai întâi voi lor. Și mi-a mi sărit gândul la anumiți colegi de clasă, mi o sărit gândul în stânga, mi o sărit gândul în dreapta și Domnul mi-a pus pe inimă cel mai apropiat om al tău, față de care tu trebuie să te porți, făcându-i bine, e tatăl tău. Că înainte să fie un vecin, e soția. Înainte să fie un frate de adunare, e soțul. Înainte să fie un coleg de serviciu, e tu, sau fică ta, sau norul ta, sau socră sau maică ta. Și am zis, Doamne, eu aș vrea să se poarte tata bine cu mine, să-mi dea din nou bani și așa mai departe, să nu mai impună tot felul de restricții. Dar zice, ce-ar fi să schimb eu placa, să încep eu să mă porc cu tata? Cum aș vrea să se poarte tata cu mine? Ca și a spus-o în scriptură. Și îmi povestește frate, dar n-am început să fac așa. Și am început să mă port cu tata, cum aș fi vrut să se poarte tata cu mine. M-am schimbat eu, mi-am schimbat eu atitudinea față de tata. Și nu a trecut decât câteva săptămâni și schimbarea au venit și în inima tatii. Tata a început să se deschidă față de mine și relația noastră a fost o relație frumoasă și asta zice, mă înțeleg așa de bine cu tata de numai numai. Pentru că am înțeles principiul lui Hristos. Tot ce ai vrea să-ți facă ție celălalt, fă tu mai întâi lui. Cum ai vrea să se poarte oamenii cu tine când te întâlnesc? Să zică, du-te ispită? Sau să zică, bine ai venit? Cum ai vrea să se poarte nevastă ta bărbatul de când te întorci tu acasă? Dar unde ai fost satană? Sau bine ai venit domnule, să te binecuvântezi? Cum ai vrea să te întâmpine părinții sau socrii când mergi în vizită? Dar apoi vinit ai și tu. Sau să spună, bine ai venit, mă bucur că ai venit. Cum ai vrea să te salute colegii la serviciu, la birou sau pe șantier? Domnule, dar nu te duci de Sau să vezi că bumbă-ne? sau să te prețuiască, să dea pace cu tine, să te pată palma, să se simtă bine prezența ta. Cum ai vrea să se simtă vecinii tăi cu tine? Cum ai vrea tu să te trateze vecinii tăi? No, cum ai vrea tu să se poarte ceilalți cu tine? Fă acest exercițiu o săptămână, ca să nu zic o lună, dar bine a fi și o lună, pentru că zice că schimbarea vine cam în 30 de zile minim, dar măcar o săptămână, chiar o lună, încearcă să te porți cu celălalt, cum ai vrea să se poarte la cu tine. Cum aș vrea să porti cu mine soția, soțul, pruncul, ginerele, mama, fratele, sora din adunare, așa să mă port eu cu el. Cum să spui stop certurilor? Tot ce ai vrea să-ți facă ție celălalt, începe să-i faci tu lui. Vă invit să vă ridicați în picioare în momentele acestea. Aș vrea să plecăm fețele, să închidem ochii preț de câteva momente. Hai să stăm cu fețele plecate, ochii închiși preț de câteva momente. Ne oprim toți din toate activitățile și în momentele acestea aș vrea să coborăm în noi înșine. Aș vrea să coborâm în noi înșine și să ne rugăm, să ne cercetăm pe noi. Poate în această zi când stai în prezența lui Dumnezeu, tu ai conflicte în viața ta personală. Poate ești înconjurat peste tot de conflicte sau poate ai doar unele relații tensionate. Poate ai anumite încordări în relațiile tale cu cei din familia ta, poate cu cei din biserică, poate cu cei din grupul tău, poate cu ceilalți de la serviciu, poate cu vecinii tăi. Poate ai anumite conflicte cu socrii tăi, cu părinții tăi, cu nații, cu natile, nu vă înțelegeți pe avere sau pe alte lucruri. Te-a jignit, te-a supărat. Poate efectiv simți că ei foc de multe ori în sufletul tău și ceartă peste ceartă și n-ai pace și n-ai liniște. Aș vrea în momentele acestea să ne cercetăm pe noi înșine și aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu. Și aș vrea să spunem, Doamne Dumnezeule, Tu ești prezent în mijlocul nostru în ziua aceasta. Te rugăm, atinge-te de fiecare dintre noi. Te rugăm, dă-ne putere, Doamne, să iertăm în ziua aceasta și vrem și noi să fim iertați. Doamne Dumnezeule, poate iubi mai mult lucrurile pământești, lucrurile materiale, decât lucrurile spirituale și lucrurile relaționale. În această zi, te rog, atinge orice inimă și ajută-ne, Doamne, să te iubim pe Tine și oamenii și pe familiile noastre mai mult decât toate lucrurile din jurul nostru. Ajută-ne să ne iubim mai mult soțul, soția, copiii, părinții, rudenile, decât businessul, mașina, casa, proprietățile, concediile, salariile, hainele. Să vedem cât de importante sunt relațiile, Doamne. Am neglijat relația cu tine, am neglijat de relația cu cei dragi nouă din cauza lucrurilor materiale. Doamne, ajută-ne să prioritizăm relațiile în ziua aceasta. Poate ești un om care nici măcar nu ai răbdare să cauți care este adevărata problemă. Dintr-o dată îi zbugnești, dintr-o dată te enervezi, vezi doar lucrurile de suprafață și nu ai disponibilitatea de a vedea adevăratele probleme. În această zi când stai în prezența Lui Dumnezeu spune, Doamne, ești prezent în adunare, deschidem ochii minții să văd care sunt adevăratele probleme și dăm putere, Doamne, să le pot rezolva. Și poate ești un om fără niciun fel de garduri relaționale. Acum te înțelegi bine cu nevastă, ta 5 minute mai târziu, la cea mai mică chestie, te cers cu ea. Ești amenințat de tot felul de conflicte în stânga, în dreapta. Nu te înțelegi, poate, poate ești în adunare, ești în prezența lui Dumnezeu. Și de săptămâni în șir, tu nu mai vorbești cu soacra ta, cu tatăl tău, cu mama ta, cu pruncii tăi, poate ești un om conflictual, poate nu poți să ierți pe cineva în această zi, în nostru, este Isus Hristos, slăvit să-i fie numele. În această zi, în nostru, este Isus Hristos, slăvit să-i fie numele. Și în această zi, Domnul este gata să dea iertare. Și în această zi, Domnul este gata să-ți dea putere, să biruiești și ispita aceasta a nervilor, a supărării. Să fie pace, să fie liniște să fie armonie la tine acasă. Aș vrea să ne rugăm să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne purtăm cu cei de lângă noi, așa cum am vrea să se poarte ei cu noi. Haideți să intrăm cu toți în rugăciune, să ne rugăm lui Dumnezeu.